Dragul meu Sorin, mă întrebai despre cum să capete bunul creștin virtuți. E sigur dezideratul, cred, a fiecăruia dintre noi, suntem cu toți aici pentru asta. Și cred că viața creștinului trăitor este o viață de comuniune. Pentru că nu poate nimeni să se mântuiască singur. Inclusiv pusnicii pe care i-am întâlnit în Sfântul Munte Athos nu se mântuiesc singuri, ci punându-și viața lor în slujba rugăciunii pentru comunitate. M-am întâlnit cu un părinte pusnic pe care l-am întâlnit acum 2 ani și când mă întâlnesc cu el mă îmbrățișează și mă întreabă: dar ce mai face doamna Doina? Zic: părinte, o mai știți pe preoteasa mea din Noianul de pomelnice pe care vi le-am dat? O, cum? Dar feciorii sunt bine la școală. Am înțeles din asta că un pusnic care trăiește singur într-o peșteră are în inima lui rugăciune pentru toți cei care vin să se roage. Și când vezi agendele acelea răsfoite și mototolite și pline de semnele rugăciunii permanente a lor, înțelegi că mântuirea este o lucrare a Duhului Sfânt în toate direcțiile cu putință. Și de la noi spre voi, și de la voi spre noi, și de la voi spre vecinul, și de la tine spre vecinul de birou, și de la vecinul de birou spre tine, este o lucrare mistică, harică, ce vine doar prin invocare. Se poate trăi în lume și fără flori, dar fără flori lumea ar fi mai urâtă. Poți să trăiești pragmatic, doar prin puterile tale, dar viața n-ar fi atât de frumoasă dacă n-ar exista această lucrare a iubirii lui Dumnezeu, care presupune puțin efort. De aceea cred că virtuțile despre care spuneai tu, Sorin, se pot căpăta prin efort. Cum spunea la început, înainte vorbitorul meu, și eu când am pregătit întâlnirea din această seară, m-am gândit la Sfântul Serafim de Sarov. El a definit scopul vieții noastre, dobândirea Harului Duhului Sfânt. Cum putem să dobândim acest har al Sfântului Duh și virtuțile implicite? Am identificat în primul rând ca prim pas în acest drum pocăința. Dacă nu-ți pare rău de trecutul tău păcătos, dacă nu-ți pare rău și dacă nu ești sincer cu tine și te vezi murdar, nevrednic și ticălos, ticălos, știți bine în limba greacă ce înseamnă, dacă nu te vezi așa, nu poți porni pe drum. Dacă nu te smerești, dacă nu golești vasul inimii tale și dacă vasul inimii tale e plin de tine însuți sau de orgoliul tău, Duhul Sfânt nu are unde să intre. Deci dacă tu nu te închini idolului eu, atunci ai o șansă. Și dacă te lași pe tine și spui: Doamne, nevrednic sunt, vino Tu, Doamne, că eu nu pot singur, atunci Domnul va veni. Și lucrarea virtuților în comuniune se face mai ușor. Pentru că dacă particip la biserică, am văzut zilele astea cât de frumos a fost că ne-am rugat cu toții pentru copii. Pentru că pruncii noștri încep școala. Și atât de frumos ne-am rugat în biserici împreună lui Dumnezeu. Și am avut o mare bucurie să văd ce atmosferă frumoasă a fost în Biserica Sfântului Iosif. Am fost surprins plăcut de copiii aceia care zglobi și plin de dragoste se rugau lui Dumnezeu împreună. Și în bisericile noastre ortodoxe la fel, părinte. Ne-am rugat cu toții lui Dumnezeu în comuniune. Deci lucrarea mântuirii se face în comuniune, în frățietate, împreună. Nu ne putem mântui decât împreună, frate Sorin. Dacă tu te rogi și naști o stare în tine, tu trăiești mai departe în acea stare. Părintele Calimit de la Sfântul Sava ne spunea că voi creștinii vă duceți să vă rugați și luați așa rugăciunea ca pe o datorie. Aoleu, vai de mine, n-am făcut rugăciunea de seară. E ca și cum n-ai bifat ceva. Este o prostie. Mai mare prostie nici nu există decât asta. Faptul că tu consideri rugăciunea ca pe o datorie. E ca și cum ai vrea să îi spui lui Dumnezeu ceva: Doamne, vreau ceva, și Dumnezeu să spună: au, bine că mi-ai spus că uitase. E ca și cum Dumnezeu, dacă nu-i amintești tu chestia asta, El uită sărăcuțul. Doamne ferește! Rugăciunea este altceva și exact la asta ne duce Părintele Maxim. Și anume, faptul că atunci când te rogi, trebuie întâi să te liniștești. Să ai o pace cu tine. Și l-am întrebat pe Părintele Carlin: Părinte, Mata, cum faci? Concret! Pentru că
secularizați așa, s-a născut în noi un spirit practic și întrebăm acest cum faci? Și el spune, îmi pun mâinile pe genunchi și stau așa să mă liniștesc, înainte să mă așez în genunchi, da? Stau așa să mă liniștesc așa puțin. Și zic așa, cam cât stai? Zice, cam jumătate de oră stau. Părinte, zic, eu nebunesc dacă stau jumătate de oră așa. Deci, practic, n-am timpul ăsta. Trebuie să îmi hrănesc copiii, mă duc la Mega să cumpăr, mă întreabă ce să cumpăr. Ei, el spune, nu ai stare. Și țineți minte cum spunea mama, ești agitat, nu ai stare. Această stare, dragii mei, înseamnă Duh. Duhul Sfânt pogoară în inima ta când naști în tine o stare de pace. Când vrei tu asta. Dacă tu vrei asta, tu nu poți singur. Liniștindu-te și stând așa, golești vasul și lași pe Dumnezeu să vină, să pogoare această picătură. Deci vă recomand această stare de liniștire înainte de a începe rugăciunea. Și apoi, în această stare, rămâi dacă ea e profundă. Pentru că atunci când te calcă pe piciorul la un autobuz, depinde în ce stare te găsește. Că dacă te-a prins nervos, iei ras două palme. Dacă te-a prins liniștit în acea stare, e, nu-i nimic, lăsați. Uitați, mai am și piciorul drept. Deci depinde foarte mult de stare. Ce este rugăciunea, fraților? Și vreau să plecați de aici cu acest gând puternic. Rugăciunea este comuniune cu Dumnezeu însuși. Nu este ceva mai înalt pentru mine ca suflet. Nu este ceva mai onorant pentru mine ca persoană decât Dumnezeu cerului să-mi permită mie o mână de țărână să vorbesc cu El. Asta e rugăciunea. Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai adus pe pământul ăsta. Îți mulțumesc pentru răsăritul de soare. Îți mulțumesc pentru dragostea din jurul meu. Sărut mâna mamă, cum îi spui mamei, așa trebuie să-i spui Tatălui Ceresc. Sărut mâna, e suficient. Nu îi spune tu lui Dumnezeu ce ai tu nevoie. Că știe El mai înainte să-i ceri tu, că tu de ce ai tu nevoie. Nu despre asta e vorba, ci despre o stare. Cum faci tu când ajungi acasă? Pune iubita mea. Te iubesc. Cred că spuneți asta, nu când ajungeți acasă. Sunt convins. Asta e rugăciunea, dragii mei. Practic vorbind, vorbești cu tata și te simți bine cu tata. Nu-l cauți că îi cer ceva. E neplăcut. Eu am 3 băieți și 2 sunt la studii și le-am spus odată, nu m-a sunat mai multe zile unul din copii și mă sună ce tata am nevoie de 30 de lire. Tata zic, mi-era dor de tine, spun eu. Ups, el a simțit că are o problemă. Eu nu i-am spus de ce nu mă suni și să mă întreb de sănătate. Și a spus așa, tata, uite, eu aș fi putut să mor de 3 zile, m-ar fi și îngropat. Înțelegeți ideea? Relația noastră cu Dumnezeu este relația unui părinte cu un copil. Dacă tu ca părinte, dacă ca și copil, îl chem pe tata numai când ai nevoie de bani, e foarte neplăcut. Dacă tu ai un prieten și nu-l suni 2 ani și după aia îl suni, după aia am o rugăminte, dă-mi și mie 5.000 de euro repede. Ăla zice, păi stai puțin. Am o problemă, nu mai suna de Revelion, nu mai suna de ziua mea și mă sună acum că am nevoie. Ce vreau să vă spun cu asta este că dacă noi simțim o stare de dorință interioară să vorbim cu Dumnezeu, toate celelalte lucruri din viața noastră vor avea alt înțeles, altă lumină, alt duh, pentru că noi vom trăi într-o stare. Ce spunea Părintele Profesor de spre rugăciunea neîncetată, nu-i nevoie nici de cuvinte, nu-i nevoie nici de tehnici. E nevoie de simțirea ta. Stai în autobuz și te gândești la lucruri frumoase, îi mulțumești și rămâi în stare. Asta înseamnă rugăciune. Iertați-mă. Este esențial pentru viața voastră și pentru viața mea este esențial să ai un părinte care să-ți fie GPS către împărăția cerurilor. Fără GPS nu poți ajunge la destinație. Dacă ești în mijlocul orașului Viena și trebuie să ajungi la hotel, ai nevoie de un GPS. Poți să ajungi, dar foarte greu. Deci un părinte, alegeți-vă, căutați-vă un părinte pe care să-l întrebați chestii. 1. 2. Alegeți-vă un părinte care să vă sfințească prin rugăciune și prin dragoste.
Dacă aveți șansa și să vă dea Dumnezeu șansa să căutați oameni cât mai sfinți, cât mai aproape de Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut șansa să cunosc anul acesta, am fost, de aceea sunt eu astăzi aici, pentru că dumneavoastră m-ați văzut că urc pe Aton, probabil că nu știu cum m-ați invitat, că deștept nu sunt. Adică eu mă întreb ce caut aici în scaunul ăsta. Și mi-mi închipui că m-ați invitat pentru că m-ați văzut că urc pe Aton și dacă m-ați văzut că urc pe Aton, omul ăsta o avea o legătură cu părinția din Atos. Pentru asta probabil că m-ați invitat și vă și răspund că m-am întâlnit într-adevăr cu oameni sfinți care trăiesc pe Aton și care sunt pusnici. Și vă spun o mărturie de la un pusnic, de la un părinte, care a spus așa, ne-a văzut pe toți 12 și ne-a privit pe toți, așa ne-a scanat, ne-a privit și n-a spus nimic. S-a uitat la noi și noi la el. Și unul din cei 12, mai neaoși, întreabă, părinte, cum e cu viața asta? Ca să-l întrebe ce să-l provoace. El doar s-a uitat la noi așa. A creat un contact vizual întâi. Pentru că Dumnezeu ne privește și noi ar trebui să-L privim. Și El îmi spune așa tuturor și acest mesaj vi-l ofer și vouă ca dar. Noi am făcut pași mulți până acolo. M-am uitat pe Steps, că e un programer. Am făcut 43 de kilometri în total pe tot Sfântul Munte în 5 zile. A fost minunat. Se uită la noi, ne scanează și zice, ascultând ce spune, ascultând întrebarea acestui minunat frate, fraților, lumea vă joacă, voi să nu jucați. Dar unul mai tântălău zice, cum adică? Și el spune, repet, lumea te joacă, tu nu juca. E o piesă, înțelegi? Și el se uită așa ca și cum, e clar că nu înțelege. El zice, să ai bani ca și cum n-ai avea, să ai mașină ca și cum n-ai avea-o, să ai casă ca și cum n-ai avea-o, să trăiești departe de acestea, dar cu ele, că n-are nevoie Dumnezeu de mașina ta sau de banii tăi sau de toate posesiunile tale, să trăiești cu ele ca și cum nu le-ai avea. Înțelegi? Da, cum am înțeles. Dragilor, să trăiți în lumea asta, cu gândul la Dumnezeu și cu inima la Dumnezeu și toate cele de pe pământ să fie așa strict în utilitatea lor. Cu acest telefon poți să vorbești cu un prieten sau poți să te uiți la tâmpenii. Tu accesezi. Tu alegi ce faci. Alegeți-L pe Dumnezeu prin toate mijloacele. Pentru că Domnul a spus propovăduiți Evanghelia la toată făptura. Și e limpede că Dumnezeu ne-a cerut să folosim toate mediile pentru propovăduirea Cuvântului Lui Dumnezeu și așa se sfințesc și mediile prin Cuvântul Lui Dumnezeu transmis prin ele. Iertați-mă, iertați-ne să vă binecuvinteze Dumnezeu gândurile, să vă ocrotească Dumnezeu viețile, să vă dea Dumnezeu dorința interioară puternică de a fi cu Dumnezeu în fiecare zi și să simțiți iubirea Lui Dumnezeu prin deschiderea inimii voastre în fiecare zi și veți trăi în această societate mortară ca în rai. Se poate, fraților, credeți-mă că se poate. Cu spovedanie deasă, cu împărtășanie deasă, cu Hristos alături, cu iubire cu prietenii, cu dragoste împărtășită, cu răbdare, cu îndelungă răbdare, cu pace în inimă, cu liniște. Toate acestea sunt realități vii. De voi depinde ce accesați.